Rugăciunea este felul nostru de a intra în legătură cu Dumnezeu, prin care ne arătăm credința, nădejdea, dragostea noastră. Rugăciunile sunt de mai multe feluri, lăuntrice, exterioare, personale și comune. Vom vorbi în continuare despre rugăciunea de seară. Conform știrimondene.ro, după o zi istovitoare, de-a lungul căreia puține sunt momentele de răgaz în care să ne gândim la cele sfinte, seara înainte de odihnă este un moment de tihnă trupească și mai ales sufletească, în care rugăciunea este nu numai poarta deschisă către Dumnezeu, dar și panaceu universal pentru frământările noastre, care nu sunt altceva decât boli ale sufletului. Cea mai puternică rugăciune de seară are efect imediat dacă o rostești înainte de culcare, iar rugăciunea de seară aduce alinare și liniște oricărui creștin credincios dacă este spusă cu convingere și cu gândul numai la izbăvirea de cel rău, sub orice formă a sa. Iată mai jos cea mai puternică rugăciune de seară cu efect imediat dacă o rostești înainte de culcare, care să te apropie de Dumnezeu și de o liniște sufletească necesară unui somn odihnitor pentru înfruntările de a doua zi. Se numește rugăciunea de seară în 4 trepte. Doamne, îți mulțumesc și te binecuvântez pentru că astăzi și spui ce motive ai să-i mulțumești și să-l binecuvântezi pe Dumnezeu pentru ziua respectivă, încheind cu amin. Doamne, ajută-mă să iert cum ierți Tu, vino Tu în mine și iartă pe, și îi spui pe cei pe care îi ai a ierta pentru ziua respectivă, care ți-au greșit ție și familiei tale în ziua aceea, încheind cu amin. Doamne, iartă-mă pe mine pentru că, și spui ce crezi că ai greșit cu fapta sau cu gândul și de-abia după aceea zici, și pentru astea iartă-mă, Doamne, pe mine, așa cum și eu iert greșiților mei, pentru că așa ne înveți Tu, Doamne Dumnezeul nostru, în rugăciunea de căpătăi, Tatăl nostru. Amin. Doamne, ajută-mă că mâine vreau să. Și aici, la ultima treaptă spre iertarea lui Dumnezeu, spui ce dorințe noi ai pentru ziua ce urmează, relatează știrimondene.ro.